Pentru cea mai mare parte a secolului trecut, o teorie predominantă în domeniul nutriției a fost aceea că, prin consumul de alimente acide, cum ar fi carnea, riscam în esență să ne stricăm oasele, să facem osteoporoză. Și nu e de mirare, pentru că experimentele care datează din anii 20, 1920, au arătat că dacă se adaugă carne în dietă, se obține o creștere mare de cantități de calciu din urină. Astfel, avea sens să se gândească în felul acesta, pentru că se știa încă din 1912 că se formează acizi în organism când se consumă carne. Și, bineînțeles, cum se tamponează acidul, mergea mai departe explicația, așa cum pastilele antiacide conțin calciu, carnea și ouăle au o mulțime de aminoacizi care conțin sulf, de 2 până la 5 ori mai mulți aminoacizi decât cerealele și fasolea, și aceștia sunt metabolizați în acid sulfuric pe care organismul îl tamponează cu calciu. Deci acesta este motivul pentru care antiacidele sunt făcute din calciu, deoarece acesta poate tampona acidul. Și, bineînțeles, calciul este depozitat în schelet, așadar a venit aici ideea că de fiecare dată când mâncăm o friptură, organismul nostru extrage calciu din oase, puțin câte puțin, iar în timp acest lucru poate să ducă la osteoporoză. Pe baza 26 de astfel de studii, pentru fiecare 40 de grame de proteine pe care le adăugăm la dieta noastră zilnică, eliminăm în plus 50 de miligrame de calciu. Și dacă avem doar aproximativ 1 kg de calciu în schelet, pierderea 50 de miligrame pe zi ar însemna pierderea aproape 2% din calciul nostru în fiecare an. Așa că până la finalul secolului 20 existau puțini care se îndoiască de faptul că dietele acide ne vor distruge oasele. Dar dacă ne uităm la toate studiile efectuate cu privire la aportul de proteine și sănătatea oaselor, nu asta aflăm. Deci, unde este greșeala în logică? Carnea duce la aciditate, care duce la pierderea acidului, care duce la pierderea țesutului osos, nu-i așa? Acum, este incontestabil faptul că proteinele determină o excreție mai mare de calciu, dar s-a presupus că acesta provine din oase. Adică de unde altundeva ar putea proveni calciul suplimentar în urină? Decât din oase, nu? Acesta este studiul care pare să rezolve misterul. Un grup de cercetători a încercat să hrănească un grup de voluntari cu calciu radioactiv și apoi să le administreze o dietă bogată în proteine. Ce se întâmplă atunci când îi pui pe oameni să urmeze o dietă bogată în proteine? Cantitatea de calciu din urină crește. Și într-adevăr, exact asta s-a întâmplat și în cazul acesta, dar iată marea lor întrebare. Calciul în plus din urină era radioactiv sau nu? Și spre surprinderea tuturor, da, era radioactiv, ceea ce a însemnat că excesul de calciu din urină provenea din alimentație. Pentru că asta le dădeau calciu radioactiv ca să testeze. Așadar, excesul de calciu din urină nu provenea din oase, ci din ceea ce mâncau. Ceea ce părea să se întâmple era că consumul excesiv de proteine stimula absorpția calciului de la 19 până la aproximativ 26%. Deci, dintr-o dată, a apărut tot acest calciu în plus în sânge, așa că probabil rinichii au eliminat în urină. Se pare că 90% din calciul suplimentar din urină după ce mâncăm o friptură nu provine din oase, ci din alimentația noastră. Acum, nu suntem siguri de ce proteinele cresc absorpția calciului. Poate că proteinele cresc solubilitatea calciului prin stimularea producției de acid gastric. Oricare ar fi motivul, da, este mai mult calciu pierdut, dar și mai mult calciu câștigat, astfel încât în cele din urmă, cea mai mare parte a calciului suplimentar e compensată. Deci, de fapt, se pierde mai mult calciu în fluxul urinar, dar poate fi compensat de pierdere mai mică de calciu prin fluxul fecal. Acest lucru a fost repetat cu diete și mai extreme. O dietă acidă de 5 burgeri pe zi cu proteine animale care limitează fructele și legumele, față de o dietă alcalină care pune accent pe fructe și legume. Mai mult calciu în urină în cazul burgerilor, dar o absorbție semnificativ mai mare a calciului, astfel încât în cele din urmă a fost destul de egală situația. De atunci, și alte studii au susținut interpretarea aceasta. Dacă oamenii sunt hrăniți cu o dietă bogată în proteine animale, a stabilit un studiu, a descoperit, dar cu o sare alcalină pentru a se neutraliza acidul,
conform vechii gândiri, s-ar putea spune că n-ar trebui să existe pierdere de calciu, deoarece nu există un exces de acid și care să fie tamponat. Dar nu, chiar dacă încărcătura acidă a fost neutralizată, a existat încă acest exces de calciu urinar în concordanță cu studiul cu izotopi radioactivi. În felul ăsta, sfidându-se dogma de lungă durată conform care ia consumul de proteine animale, duce la o acidoză care promovează excreția de calciu.